10 persoane cu dizabilități, 8 membri de familie și 4 specialiști din Prahova participă la un stagiu de instruire pentru viață independentă organizat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. Seminarul urmărește creșterea capacității adulților cu dizabilități de a deveni membri activi ai societății prin dobândirea de informații și abilități practice de viață independentă, ceea ce le sporește șansele să se integreze socioprofesional. Organizăm un seminar de instruire pentru persoane cu dizabilități. Instruirea constă în demonstrarea de tehnici pentru viață independentă. Proiectul Rețea pentru Incluziune este unul strategic, cu durata de 3 ani, care este implementat la nivelul a 3 regiuni: Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Regiunea de Dezvoltare Centru și Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest-Oltenia. În județele Prahova, Sibiu și Mehedinți a fost înființat câte un centru de training regional. În cadrul acestora se organizează evenimente de instruire pentru viața independentă pentru persoane cu dizabilități motorii la nivel regional. Prin dezvoltarea de parteneriate la nivel local, este stimulată implicarea în viața comunității a persoanelor cu dizabilități. Foza înseamnă că e o cucoașă. Cucoașa poate să fie strict la nivelul toracelui sau poate să fie spatele rotund, în care tot se face rotund. Ați văzut bătrânei în jur de 90 de ani, așa, care încă mai merg în picioare, cât de mult sunt aduși în față și că nu mai sunt în stare să-și ridice capul din pământ. Ăla e un spate rotund. Este cel mai greu de corectat. Să cobor pe două roți, rampă, să urc, să cobor o treaptă, două, să se robor dură, un lucru foarte important. Am nevoie de așa ceva ca să, prin oraș, n-are cine să mă urc singur. E foarte, foarte, am învățat de la doamna profesoară o poziție corectă, scaunul cu rotile. Eu am muncit. De la 19 ani, la 9 ani, am pățit un accident. Dacă aș fi sănătos, aș pleca din această țară, pentru că nu e deschisă. Nu e deschisă, nu poți să faci nimic. E greu pentru o persoană normală să realizeze ceva. Deci nu primiți niciun ajutor să ajutor, fiți scutire de impozite, sunt integrat. Deci eu sunt. Evenimentul este parte a proiectului Rețea pentru Incluziune, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni și se desfășoară în perioada 12-14 aprilie.